Neagu Giuvara e născut pe 18 august în stil vechi, pe 31 august în calendarul pe stil nou, așa că urările au început să curgă deja de câteva săptămâni. Pe linie maternă se trage din vestita familie de boieri Grădișteanu. Licențiat în litere la Sorbona și doctor în drept, Neagu Giuvara a început ca diplomat la Ministerul Român de Externe. După venirea comuniștilor la putere, a decis să rămână în exil. Un exil care s-a prelungit din 1947 până la căderea regimului, în 89. Când vine vorba de longevitate și de spiritul său tânăr, Neagu Giuvara are o explicație. Nu mă simt obosit din punct de vedere minte, ceea ce este esențial. Probabil e o moștenire de la familia Grădișanu, de la maică mea, fiindcă au fost 4 fete și niciuna n-a murit înainte de 90 de ani. Neagu Giuvara este autorul uneia dintre cele mai bune cărți de memorii din literatura noastră. În Amintiri din pribegie povestește inclusiv cum a stat 23 de ani în Niger, în calitate de consilier diplomatic al Ministerului francez al afacerilor străine. Acolo a început să scrie o teză de doctorat în filozofia istoriei. Teza mea de filozofia istoriei cu faimosul sociolog francez Raymond Aron le-am făcut la niște temperaturi de 36 de grade în casă. Am muncit la cartea asta în condiții absolut inumane. Marea mea tristeță că n-am apucat încă să o plasez în engleză. Neagu Giuvara a împlinit astăzi 97 de ani, dar mărturisește că vârsta lui mentală a rămas la 26.